Stimați telespectatori, ne cerem scuze pentru caracterul oarecum formal al acestei emisiuni, dar am hotărât împreună cu Nichita Stănescu ca în cursul acestei discuții să avem drept borne două ceasuri. Două ceasuri care, de fapt, nu bat un timp real. Sunt două ceasuri de bucătărie, două ceasuri chefere, care au însoțit bucătăriile mamelor noastre în decurs. Și locomotivele taților noștri. Și locomotivele taților noștri. Sunt două ceasuri care bat un timp interior. Cred că este exact timpul dintr-un poem Gilgamesh și dacă mi-ați permite, stimate Nichita Stănescu, v-aș propune ca motto al acestei discuții a noastre un fragment din acest poem, rupt din cea de-a 12-a tăblie de lut, care, redat foarte aproximativ, sună cam așa. Spune-mi, prietene, spune-mi taina lumii supământene pe care numai tu o cunoști. Nu ți-o voi spune, prietene, nu ți-o voi spune. Dacă ți-aș spune taina lumii supământene, ai începe să plângi. Ei bine, fie, vreau să plâng. Taina lumii supământene pe care dumneavoastră o cunoașteți este din fericire foarte aproape de noi și începe cu un titlu care se cheamă Sensul iubirii. Mai întâi aș vrea să stabilim împreună o problemă de protocol. Hai să ne spunem tu, nu din lipsă de respect reciproc, ci din comoditatea vorbirii. Acceptând-o ca pe o convenție, fie. Sensul iubirii a fost cartea cea mai minunată din viața mea. În primul rând, pentru că ea a apărut foarte târziu. A fost un debut târziu. În al doilea rând, pentru că nu a fost un debut adevărat. În clipa în care ea mi-a apărut, era mult mai puțin talentată decât îmi imaginam eu că sunt. Și era mult mai puțin adevărată decât puteam eu să o fac. Dar în fine, a fost un act de crispare. Orice debut este într-un câtva și un act de crispare. Sensul iubirii este ca și primul sărut într-un fel, absolut stângaci și fără consecințe. După primul dumneavoastră volum, după Sensul iubirii, a urmat cel de-al doilea, O viziune a sentimentelor. Care este într-un câtva mai fericit decât primul, pentru că O viziune a sentimentelor este de fapt tot Sensul iubirii. O mare parte din materialul poetic. De brusc m-am gândit dacă despre creier se poate, dacă creierul poate fi numit material, materialul numit creier. O parte din materialul convențional, o parte din materialul numit creier, care era dedicat, era predestinat să intre în prima carte, a intrat în a doua carte. A doua carte este umbra primei cărți. În sensul ăsta, dacă îmi permiteți, eu aș avansa puțin discuția noastră, care își propune într-un fel să amintească toate titlurile dumneavoastră. Am stabilit că ne tutuim nu din lipsă de respect, ci din comoditatea vorbirii. Deci care își propune să stabilească toate titlurile cărților pe care le-ai scos. Și în sensul ăsta aș sări de-a dreptul la cele 11 elegii, peste câteva volume. Poate s-ar putea să mă înșel, dar aș vrea să te întreb dacă într-un fel nu te înșeli. O stilistică interioară, exprimată acolo prin formula contemplație, criză de timp, nu marchează cumva adevărata ta vocație și realizare poetică? Nu știu, tu ai spus puțin prea frumos termenilor. Prea curat ei denumit pe ei. Adică primul volum fiind ceea ce se cheamă, de fapt, criza de timp, iar al doilea fiind contemplarea, intrarea în... Debutul meu evident este... într-o criză de timp.
Da, într-o criză de timp... Asta la modul ideal vorbind, da, adică nu bineînțeles, real. Bineînțeles. A fost într-o criză, deputul s-a produs într-o criză de timp interior. Dar, numai așa poate dar, fi privit. Dar într-o maximă contemplare exterioară, 11 elegii, cel puțin pentru mine, sunt dovada începutului poeziei mele. Să ne întoarcem totuși la prezentarea clasică și riguroasă pe care ne-am propus-o. După o viziune a sentimentelor, a urmat dreptul la timp. Cumva, prin contemplație și criză de timp, într-un fel se enunța post priori titlul acesta, dreptul la timp. Dreptul la timp a apărut dintr-o stare de spirit polemică. Am crezut că fiecare nouă generație are dreptul la timpul său și că, iubindu-ne foarte mult tradiția și că, trăgându-ne în mod direct și neopolit din ea, totuși, noi avem dreptul la partea noastră de originalitate și la partea noastră de mesaj. Sigur, cel mai de seamă poet al țării noastre și întemeietor al limbii române este Eminescu. Sigur, cel care a exprimat cel mai bine suferința mahalalelor, dar și a inimilor otrăvite de mahala, este Bacovia. Dar noi, cei care suntem vii și în ființă, avem și noi dreptul nostru, dreptul nostru măcar de a pune o virgulă, dacă nu chiar un punct și o virgulă, marii noastre și magnificii noastre tradiții. Dreptul de a spune ceva autentic, de suflet, de inimă, chiar despre noi înșine.